Premierul slovac Robert Fico rămâne într-o stare gravă, dar stabilă. Chiar a putut vorbi puțin. Cu toate astea, el va fi supus unei noi intervenții chirurgicale pentru a elimina riscul unei septicemii. Medicii au reușit să scoată gloanțele trase de bărbatul de 71 de ani, scriitor și fost agent de pază la MOL. Ce urmează să se întâmple în Slovacia, îți spune Laura Buciu, editor al FNews. Este în pericolul unei septicemii premierul slovac din cauza glonțului tras în abdomen, care practic i-a străpuns stomacul. Se așteaptă ca o echipă de medici să se întrunească astăzi pentru a stabili dacă premierul slovac va fi mutat la Bratislava sau rămâne în spitalul în care este internat, și o echipă de medici se va deplasa pentru a efectua această nouă intervenție chirurgicală care practic să elimine riscul unei eventuale septicemii. În tot acest timp, atacatorul este în custodia poliției. El și-a motivat gestul ca fiind unul politic. Este un fost agent de pază, dar și un scriitor. Are trei albume de poezii pe care le-a publicat. A enumerat faptul că a făcut acest gest pentru că nu este de acord cu politica lui Fico de desființarea biroului procurorului special care se ocupă de corupția la nivel înalt și nici de politicile guvernului privind situația din Ucraina.